două chestii. Prima, Waze este cea mai mare invenție pentru transportul prin oraș, pentru drumul cu mașina prin oraș. Am făcut 15 minute din Dorobanți până la F64 și 10 de la F64 înapoi în Dorobanți. Doi, angajații F64 din showroom sunt de departe cei mai politicoși oameni ever. Deci îmi explică, au răbdare să-ți explice, să vorbească cu tine, să-ți răspundă la toate întrebările dobitoace pe care le pui. Ah, și trei, era să uit. Mă duc la un eveniment HBO la care am fost invitat acum câteva zile. Este difuzarea primului episod din serialul Vinil. Și am scris pe lângă Shift pe aici. Tocmai m-a sunat acest Maru că vine și el. Partea bună e că nu o să mai fiu singur dubios pe stradă care se filmează. Sunt doi dubioși care se filmează pe stradă. Ce bine că ai venit că asta și vorbeam cu camera acum, că până acum eram un dubios care se filma pe stradă. Acum suntem doi dubioși care se filmează pe stradă. Ciao, Fizu! Excelent! Salut, Cristi! Salut, Cristi! Domnul Mariciu! Câte filmezi, bă? Da, mă. Altfel se simte cu așa cameră. Gata, apar și eu în Mariciu Vlog în sfârșit. Și ce poți să te știi? Adică ce? Un singur lucru. Un vinil. Think big. Un weekend în Statele Unite ale Americii. Nu, un concert. Small. Spicul ăsta face niște lucruri. Așa, explică. Nu, dar gândește-te dubios. La ce? La fix sau la pâine? Trei chestii, ghicește. Păi prima ar fi că scrie. Lasă, pe lângă că scrie. Desface bere? Nu. Fratele vostru un pont bestial. Deci la masa acolo au niște nachos. Sunt foarte buni. Mă duc să pun acolo un GoPro sau așa, să fac un timelapse cu mâncăcioșii. Deci Ofelia aici de față avea în plan să ia niște geleuri, pastiluțe, pastiluțe pe care dacă le luai îți modificau gustul, gen orice mâncai era dulce, că luai o lămâie o simțeai dulce. N-au venit din Londra. Și făcea mișto de ea că dacă vine poliția o să o întreba a doua zi ce gust are pușcăria dacă tot dulce. Și până la urmă am hotărât să mergem pe cocaină. E mai aproape de legalitate decât pastilele alea. Sus n-avem voie nici să filmăm. Am înțeles că sus n-avem voie cu mâncare? Nu. Dar cu cocaină avem voie? Nici cu cocaină! Ai voie cu apă? Niște film? Am voie cu apă? Cu sticlă de apă. Am hotărât că... Da, ai voie. Deci mă duc să-mi iau apă în care să pun vodka. La film? Da. Toți copii, bea ori repede că începe film. Da, bea. Da, bea nu putem. Avem voie cu bea aliment. A, nu, că nici când n-ai voie nici cu aliment. N-avem voie cu pahare, de fapt, asta e problema. Adică am zis-o. Copii, dar punem în sticlă de sticlă, în sticlă de plastic, bea. Luăm un burger. Acum și cu un român întotdeauna e foarte inventiv. Luăm un alb ahăr. Noi mărți. Gustul puternic și amărui. Cu beare la PET avem voie sus? Cu ce? Beare la PET, cu un albahar, nici cu albahar. Mă mai gândesc, poate... S-a stins lumina și începe film. E beznă. Mi-ai păstrat loc?
Eu de-aia am venit aici, mâine pe torrent. Mâine. Uite-vă pe acolo, Elu. Hello. Ia uite mă, știam eu că e bun ăsta la ceva aici. Să spui berea pe el. Da. Bă, Bunescu, am și eu o întrebare. Martin Scorsese este ăla de are firma aia de paznici în metrou? Care avea, că acum nu mai e Scorsese. Numai, deci, dar ăla era, nu? De, acum s-a apucat de regizat filmele. Cea mai mișto coloană sonoră la un serial pe care l-am văzut în ultimii 10 ani. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă cu Led Zeppelin în anii 72, uitați-vă la serialul ăsta. E cea mai bună coloană, e genul de serial pentru care își cumpări un home cinema profesionist acasă. Da. Numele serialului este The Mentalist. Da? The Mentalist, nu? Vinil. Nu, nu, Lie to Me, Lie to Me. A, Dexter. Zici la Dexter? Fiecare săptămână un nou episod. Umbere. Guys, you've gone Breaking Bad. Mai uiți la serialul ăsta? Normal! De pe HBO sau de pe Filey? Sală pe vece! Normal că de pe HBO, că am abonament. Ai HBO Go? Da. Big fan. Măriț, Mariciu Vlog. Neapărat. Și vinil. Și vlad.gulea.ro. Fata, Mariciu părăsește incinta. Mulțumesc pentru invitație, a fost distractiv. Să-mi pune HBO, că nu am. Da, acum unde m-am mutat, nu mai am HBO. Ai dar... face bine să-ți contactează-ți operatorul și te păi va da, pe nu, că mâine ni s-a ales Digi. Super. Băi, mai întâi de toate, serialul e super mișto. Și chiar mă plângeam zilele trecute că nu prea mai am timp să mă uit la seriale și la filme. Și ăsta cred că îmi dă cu dependența, adică o să-mi fac rost de timp să mă uit la el. Pe 15 februarie apare primul episod pe HBO și primul este chiar regizat de Scorsese, la restul este doar producător, deci vă foarte recomand să vă uitați măcar la primul. După aia al doilea, al treilea, vedem cum e. Primul pe mine m-a super impresionat, durează o oră și 50 de minute, dar e intens, e super amuzant, e super intens, e de senzația de rebeliune. Ok, cam asta a fost. Asta a fost vlogul zilei. Sper că v-a plăcut. Ne vedem mâine. Pa! Am primit cadou de casă nouă de la Farmec. Mulțumesc, Farmec. Nu o să deschid cutia acum, dar sunt sigur că când vine acasă o să o găsesc deschisă pentru că deschide Ionesca.